Capitolul 15 Iunie-Septembrie 1915 1. Când vaporul intră în portul din New York, Lev Peșcov se gândi că era posibil ca America să nu fie chiar atât de minunată precum îi zisese fratele său Grigori. Se pregăti sufletește pentru o dezamăgire cruntă. Însă nu era cazul. America era tot ce sperase vreodată. Bogată, agitată, incitantă și liberă. Trei luni mai târziu, într-o dupamiază fierbinte de iunie, lucra la un hotel din Buffalo la grajduri, țesălând calul unui oaspete. Locul îi aparținea lui Joseph Vialov, care amplasase o cupolă deasupra fostei taverne centrale și o rebotezase hotelul Sankt Petersburg, poate din nostalgie pentru orașul din care plecase în copilărie. Lev lucra pentru Vialov, la fel ca mulți alți imigranți ruși din Buffalo, dar nu îl întâlnise niciodată pe acesta. Dacă l-ar fi întâlnit, nu ar fi știut ce să spună. Familia Vialov din Rusia îl păcălise pe Lev lăsându-l în Cardiff, iar asta nu-i dădea pace. Pe de altă parte însă, documentele furnizate de Vialovii din Sankt Petersburg îl ajutaseră pe Lev să treacă fără probleme de biroul american de imigrări. Iar pomenirea numelui de Vialov într-un bar de pe Canal Street îl ajutase să obțină imediat o slujbă. Trecuse deja un an de când vorbea engleza zi de zi. Încă din clipa în care debarcase în Cardiff și devenise fluent. Americanii spuneau că are accent britanic și nu cunoșteau unele expresii pe care el le învățase în Aberown, cum ar fi pait și pe acolo sau așa, și nu e așa, la sfârșitul propozițiilor. Însă putea exprima cam tot ce intenționa să transmită, iar fetele erau fermecate când le spunea drăguța mea. La șase fără câteva minute, puțin înainte de sfârșitul zilei de lucru. Prietenul său Nick intră în curtea grajdului cu țigara în gură. Este o fatima, rosti el. Trase fumul în piept cu o satisfacție exagerată. Tutun turcesc. Excelent. Numele întreg al lui Nick era Nicolai Davidovici Fomec, însă aici îi se spunea Nick Forman. Juca ocazional rolul pe care l-a avuseseră înainte Spiria și Rice Price în partidele de cărți ale lui Lev, deși era mai degrabă un hoț. Cât costă? Întrebă Lev: În magazine costă 50 de cenți o cutie cu 100 de țigări. ție ți le dau cu 10 cenți. Poți să le vinzi cu 25. Lev știa că Fatima era o marcă de succes. Avea să-i fie ușor să le vândă la jumătate de preț. Se uită prin curte. Șeful nu se vedea nicăieri. S-a făcut. Câte vrei? Am un porbagaj plin. Lev avea în buzunar un dolar. 20 de cutii rosti el. Îți dau un dolar acum și unul mai târziu. Nu vând pe datorie?" Le vrânji și își puse mâna pe umărul lui Nic. Hai, prietene, știi că poți avea încredere în mine. Suntem amici sau nu?" 20 atunci. Mă întorc imediat. Lev găsi într-un ungher un sac vechi de pânză. Nic se întoarse cu 20 de cutii verzi și lungi, fiecare cu imaginea unei femei cu văl pe cap. Lev puse cutiile în sac și i dădu lui Nic un dolar. Îmi face întotdeauna plăcere să ajut un frate rus, spuse Nic, apoi își luă pășița. Lev curățățe sala și cârligul. La șase și cinci își rămas bun de la grădinarul șef și porni spre First World. Se simțea oarecum ciudat, cărând pe străzi un sac de pânză care putea părea suspect și se întreba ce ar fi putut spune dacă îl oprea vreun polițist și îi cerea să-i arate ce are în sac. Însă nu-și făcea prea multe griji. Putea să iasă bazma curată cam din orice situație. Se duse într-un bar mare și foarte cunoscut numit Irish Rover. Își croi drum prin mulțime, cumpără o vadră de bere și o dădu pe gât însetat. Apoi se așeză lângă un grup de muncitori care vorbeau un amestec de poloneză și engleză. După câteva momente zise, fumează vreunul dintre voi, Fatima? Un bărbat el cu un șorț de piele îi spuse. Da, eu mai fumesc câte o Fatima din când în când. Vrei să cumperi o cutie la jumătate de preț? 25 de cenți pentru 100 de bucăți. Dar ce au? Au fost pierdute și cineva le-a găsit. Sună cam riscant. Uite cum facem. Pune banii pe masă, iar eu nu îi iau până nu-mi zici tu. Oamenii erau interesați acum. Bărbatul chel băgă mâna în buzunar și scoase o monedă de 25 de cenți. Le luă o cutie din sac și o dădu. Bărbatul deschise cutia. Scoase un mic dreptunghi de hârtie împăturită și îl desfăcu dezvăluind o fotografie. Hei, are și cartonaj de baseball!" exclamă el. Luă o țigare în gură și o aprinse. E în regulă!" îi zise el lui Lev. Ia-ți moneda!" Un alt bărbat care urmărise scena peste umărul lui Lev îl întrebă. Cât costă?" Lev îi spuse și omul cumpără două cutii. În următoarea jumătate de oră le vându toate țigările. Era mulțumit. Făcuse 5 dolari investind doar 2 în mai puțin de o oră. La muncă îi lua o zi și jumătate să câștige 3 dolari. Poate că avea să mai cumpere și a doua zi câteva cutii furate de la Nick. Cumpără încă o bere, o bău și ieși lăsând sacul gol pe podea. Ajuns afară, se îndreptă spre cartierul Lovejoy, o zonă săracă din Buffalo în care locuiau majoritatea rușilor, Alături de mulți italieni și polonezi. Putea să cumpere pe drum o halcă de carne și să facă friptură cu cartofi prăjiți. Sau putea să treacă pe la marga și să o scoată la dans. Sau putea să-și cumpere un costum nou. Ar fi trebuit să pună banii deoparte pentru biletul lui Grigori spre America, se gândi el, știind că nu avea să o facă totuși. 3 dolari erau doar o picătură în ocean. Îi trebuia o lovitură mare. Apoi i-ar fi putut trimite toți banii deodată lui Grigori, înainte să fie tentat să-i cheltuie. Futul burat din reverie de o bătaie pe umăr. Simțindu-se cu musca pe căciulă, se întoarse, aproape așteptându-se să vadă o uniformă de polițist. Însă persoana care l-abordase nu era polițist. Era un bărbat solid în salopetă, cu nasul strâm și cu o căutătură agresivă. Lev se încordă. Un asemenea om nu putea avea decât un singur rol, Bărbatul îl întrebă. Cine ți-a zis să vin stigări în Irish Rover? Încercam și eu să câștig câteva parale. Prostii lev cu un zâmbet. Sper că nu am jignit pe nimeni. Nicky Forman ți-a spus? Am auzit că Nick a furat un camion de țigări. Lev nu avea de gând să-i dea unui străin această informație. Nu știu pe nimeni cu numele ăsta, zise el pe același ton plăcut. Nu știi că Irish Rover îi aparține domnului V? Lev simți un val de furie. Domnul Vei era probabil Joseph Vialov. Renunță la tonul împăciuitor și spuse. Păi, puneți și voi un semn. Nu vinți nimic în barurile domnului V fără încuvințarea lui. Lev ridică din numeri. N-am știut. Uite ceva care să te ajute să ți minte. Rosti omul, pregătindu-se să-i dea un pumn. Lev se aștepta la lovitură, așa că se retrase imediat înapoi. Brațul bătăușului lovi în gol și omul se clătină, pierzându-și echilibrul. Lev făcu un pas în față și îl izbi în tibie. Pumnul nu era o armă prea grozavă în general, în niciun caz la fel de puternică precum un bocanc. Lev lovi cât de tare putu, dar nu izbuti să-i rupă osul. Omul răgni de furie încercă să-l lovească din nou, dar nu-l nimeri nici de această dată. Nu avea niciun rost să pocnească un asemenea om în plină figură. Probabil că nu mai simțea nimic acolo, așa că Lev decise să îl lovească în vintre. Bărbatul se apucă cu mâinile de locul vătămat și trase adânc aer în piept, aplecându-se înainte. Lev îl lovi apoi în stomac. Omul deschise și închise gura repetat, precum un pește, pierzându-și suflul. Lev se trase apoi în lături și îl lovi peste picioare, iar omul căzu pe spate. Lev ținti cu atenție și îl pogni apoi în genunchi, astfel încât să nu se poată mișca prea repede după ce se ridica de pe jos. Gâfâind de puizat, le voi spuse. Comunică-i domnului V că ar trebui să fie mai politicos. O luă din loc, respirând s-a cadat. În spatele său auzi pe cineva zicând. Hei, Ilia, ce dracu s-a întâmplat? Două străzi mai departe, respirația îi se mai liniști și pulsul îi coborâ ușor. La dracu cu Joseph Vialov, se gândi el. Ticălosul m-a tras pe sfoară și nu o să mă las intimidat. Vialov nu avea de unde să afle cine-l bătuse pe Ilia. Nimeni de la Irish Rover nu-l știa pe Lev. Vialov se putea înfuria, dar nu prea avea ce să facă în privința asta. Lev început să se simtă entuziast. L-am doborât pe Ilia la pământ și eu n-am nicio zgârietură, se gândi el. Avea încă buzunarul plin de bani. Se opri să cumpere două hălși de carne și o sticlă de gin locuia pe o stradă cu case din cărămidă dărăpănate, separate în mici apartamente. Marga stătea pe prispa casei vecine făcând și unghiile. Era o rusoică frumușică de vreo 19 ani, cu părul negru și cu un zâmbet seducător. Lucra ca o spătăriță, dar spera la o carieră de cântăreață. El îi cumpărase de băut de vreo două ori și o sărutase odată. Îl sărutase și ea entuziastă. Bună puștoaico!" îi strigă el. De ce îmi spui puștoaică? Ce faci diseară? Am o întâlnire, rostia. Lui Lev nu-i prea venea să creadă. Ea nu ar fi recunoscut nici în ruptul capului că nu avea nimic de făcut. Trage-i clapa, zise el. Îi miroase gura. Ea râse. Nici măcar nu știi cine este. Vino pe la mine. Ridică punga de hârtie și adăugă. Fac friptură. Mă mai gândesc. Adu gheață. Apoi intră în casa sa. Apartamentul lui era un locșor modest, după standardele americane, însă lui Levi se părea spațios și luxos. Avea o cameră de zi și un dormitor, precum și o bucătărie, cu apă la robinet și cu lumină electrică. Și toate astea erau doar ale lui. În Sankt Petersburg ar fi stat cel puțin 10 oameni într-un asemenea apartament. Îi scoase haina, îi suflecă mânecile și se spălă pe față și pe mâini la chiuveta din bucătărie spera că Marga va veni. Era genul de fată care îi plăcea. Mereu gata să râdă, să danseze sau să petreacă, fără să-și facă prea multe griji în privința viitorului. Curăță și tăie câțiva cartofi, apoi așeză tigaia pe plită și puse o bucată de untură în ea. În timp ce se prăjeau cartofii, Marga intră cu o vadră de gheață. Pregăti băuturile punând zahăr în gin. Lev sorbi din paharul său, apoi o sărută delicat pe buze. Mmm, ce gust bun, spuse el. Măi, dar știu că-ți permiți cam multe. Prostia, fără să protesteze însă cu adevărat. El început să se întrebe dacă nu cumva ar fi putut să se și culce cu ea mai târziu. Se apucă să prăjească friptura. Sunt impresionată, zise ea. nu sunt prea mulți tipii care știu să gătească. Tatăl meu a murit când aveam șase ani, iar mama când aveam unsprezece. Îi explică Lev. Am fost crescut de fratele meu Grigori am învățat să ne descurcăm singuri. Nu că am fi mâncat vreodată friptură în Rusia. Ea îl întrebă de Grigori, iar el îi povesti la masă despre viața lui. Majoritatea fetelor erau emoționate auzind povestea celor doi băieți orfani care se străduiseră să se descurce pe cont propriu, lucrând într-o fabrică imensă de locomotive și închiriindu-și un loc în care să poată dormi. Cu conștiința încărcată, el sări peste partea în care își părăsise iubita însărcinată. Servirea al doilea pahar în camera de zi și în dormitor. Când ajunseră la al treilea, afară se întuneca și ea stătea în brațele lui. Levo sărută printre înghițituri. Când ea își deschise gura pentru a primi limba lui, el îi puse mâna pe sân. În acel moment, ușa se trânti de perete. Marga țipă. În încăpere intrară trei bărbați. Marga sări din brațele lui Lev țipând în continuare. Unul dintre bărbați o plezni peste gură și spuse Taș n din gură, târfu!" Ea țâșni spre ușă, ținându-se cu mâinile de gura însângerată. Ei o lăsară să plece. Lev sări în picioare și se năpustia asupra bărbatului care o pognise pe Marga. Apucă să îl lovească în plin, dându-i un pumn între ochi. Apoi, ceilalți doi bărbați îl înșfăcară de brațe. Erau tip solis și nu reuși să scape din strânsoarea lor. În timp ce îl țineau, primul bărbat, care părea să fie căpetenia lor, îl lovi în gură și în stomac de câteva ori. Scuipă sânge și își vomită friptura. Slăbit și agonizând, futărât pe scări și scos din clădire. Un Hudson albastru aștepta la colț cu motorul pornit. Îl a zvârliră sub bancheta din spate. Doi dintre ei se așezară cu picioarele pe el, iar al treilea urcă la volan și demară. Durerea pe care o simțea era mult prea mare ca să se mai gândească unde mergeau. Presupunea că oamenii aceia lucrau pentru via lov. Dar cum de-l găsiseră și ce aveau de gând să facă cu el? Încercă să nu cedeze în fața fricii. După câteva minute, mașina se opri și el futras afară. Se aflau în fața unui depozit. Strada era pustie și întunecată. Se simțea mirosul unui lac, ceea ce însemna că se aflau aproape de malul apei. Era un loc bun în care să omor pe cineva, se gândi el, cuprins de un fatalism sumbru. Nu existau martori, iar cadavrul putea fi azvârlit în lacul Eri, băgat într-un sac alături de câteva cărămizi, ca o asigurare că se va duce la fund. Îl duse rătârâș în clădire, iar el încercă să-și vină în fire. Era cea mai cruntă belea în care intrase vreodată. Nu era sigur că mai poate scăpa bazma curată de data asta. De ce continui să fac chestii de-astea? se întrebă în sinea lui. Depozitul era plin cu cauciucuri noi, în stive de câte 15 sau 20 de bucăți. Îl duseră printre rânduri până în spate și se opriră în fața unei uși păzite de un alt bărbat voinic, care ridică brațul și îi opri. Nu se rosti nicio vorbă. După un minut, Lev zise. Se pare că avem câteva minute de așteptat. Are vreunul dintre voi un pachet de cărți? Bărbații nici măcar nu zâmbiră. În cele din urmă ușa se deschise și pe acolo ieși Nick Forman. Avea buza de sus umflată și un ochi învinețit. Când îl văzu pe Lev îi spuse, a trebuit să o fac, altfel m-ar fi omorât. Deci, se gândi Lev, prin Nick au dat de mine. Un bărbat slab cu ochelari veni până în ușa biroului. Nu avea cum să fie vialov, se gândi Lev. Era prea uscățiv. Adul înăuntru Teo, rosti el. Sigură, domnule Niel, răspunse căpetenia bătăușilor. Biroul îi amintea lui Lev de cocioaba țărănească în care se născuse. Era prea cald și aerul era îmbâxit de fum. Într-un cotlon se afla o măsuță cu icoane de sfințe așezate pe ea. În spatele unui birou de oțel stătea un bărbat de vârstă mijlocie, foarte lat în umeri. Purta un costum de plimbare scump, cu guler și cu cravată și avea două inele pe mâna cu care ținea țigara. Întrebă, ce cu duhoarea asta? Îmi cer scuze, domnule V. Este de la vomă, răspunse numitul Teo. A făcut pe nebunul, așa că a trebuit să-l calmăm un pic și și-a borât prânzul. Dați-i drumul. Bărbații îi dă dură drumul lui Lev, dar rămaseră în apropiere. Domnul V se uită la el. Am primit mesajul tău, rosti el. Cel în care îmi ziceai să fiu mai politicos. Lev își făcu curaj. Nu avea de gând să moară milogindu-se spuse. Tu ești Joseph Vialov? Dumnezeule, dar știu că ai tupeu. Pufni bărbatul. Să mă întreb pe mine cine sunt? Te-am căutat. Tu m-ai căutat pe mine? Familia Vialov mi-a vândut un bilet de la Sankt Petersburg la New York, apoi m-a lăsat baltă în Cardiff, zise Lev. Așa și? Îmi vreau banii înapoi. Vialov se holbă la el îndelung, apoi râse. Nu știu de ce, dar chiar te plac le vă ținură suflarea. Oare asta însemna că Vialov nu-l va omorâ? Ai o slujbă? Îl întrebă Vialov. Lucrez pentru tine. Unde? La hotelul Sankt Petersburg, la Grajduri. Vialov dădu din cap. Cred că îți putem oferi ceva mai bun de atât, rosti el. 2. În iunie 1915, America a făcut încă un pas spre intrarea în război. Gus de war era oripilat. Nu credea că Statele Unite ar trebui să participe la războiul european. Poporul american era de aceeași părere, la fel și președintele Woodrow Wilson. Însă, cumva, primejdia era din ce în ce mai aproape. Criza se produse în mai, când un submarin german torpilă Lusitania. Un vas britanic ce transporta 173 de tone de puști, muniție și obuze cu fragmentație. Vaporul mai avea la bord și 2000 de pasageri, inclusiv 128 de cetățeni americani. America intră în stare de șoc, de parcă ar fi avut loc un asasinat. Ziarele musteau de indignare. Oamenii vă cer să faceți imposibilul. Îi zise Gas indignat președintelui, stând în biroul oval. Vor să fiți dur cu germanii, dar să nu riscați intrarea în război. Wilson în cuvință. Ridicându-și privirea de la mașina de scris, el spuse. Nu există nicio regulă care să afirme că opinia publică trebuie să fie coerentă. Gas considera admirabil calmul șefului său, dar și un pic frustrant. Și cum naiba o să ieșiți din încurcătură? Wilson zâmbi dezvelindu-și dinții stricați. Gas, cine ți-a zis ție că politica este ușoară? În cele din urmă, Wilson trimise o notă aspre guvernului german, cerându-i acestuia să înceteze atacul asupra vaselor comerciale. Alături de consilierii săi, inclusiv Gas, spera că germanii vor accepta un compromis. Însă, dacă hotărau să fie sfidători, Gas nu vedea nicio cale prin care Wilson ar fi putut evita escaladarea conflictului. Era un joc periculos, iar Gas descoperi că nu putea rămâne la fel de detașat în privința riscurilor cum părea să fie Wilson. În timp ce telegramele diplomatice traversau Atlanticul, Wilson se duse la casa lui de vară din New Hampshire, iar Gas plecă în Buffalo, la vila părinților săi de pe Delaware Avenue. Tatăl său avea o casă și în Washington, însă Gas locuia acolo în propriul apartament, iar când se întoarse acasă în Buffalo, savură din plin confortul unei case organizată de mama sa. Bolul de argint cu trandafir tăiați de pe noptieră cornurile fierbinți de la micul dejun, fața de masă din pânza albă și netedă schimbată înainte de fiecare masă, felul în care îi apărea în șifonier câte un costum curățat și călcat fără ca el să fi băgat de seamă că fusese luat de acolo. Casa era intenționat mobilată simplu ca o reacție a mamei sale la moda ornamentală caracteristică generației părinților ei. Mare parte din mobilă era Biedermeier, un stil utilitarist german ce revenea la modă. Sala de mese avea câte un tablou frumos pe fiecare dintre cei patru pereți și un singur sfeșnic cu trei brațe pe masă. În prima zi la prânz, mama lui zisese Bănuiesc că ai de gând să te duci în mahalale și să vezi meciurile de box? Nu-i nimic în neregulă cu boxul, răspunse Gas. Era marea lui pasiune. Îl încercase și el pe când avea 18 ani și era nesăbuit. Brațele sale lungii îi oferiseră câteva victorii dar îi lipsea instinctul de ucigaș. E atât de... Caneil, rostia cu dispreț. Era o expresie znoabă pe care o adoptase din Europa cu referire la clasa de jos. Mi-ar plăcea să-mi iau gândul de la politica internațională dacă voi putea. Este o prelegere despre Tizian cu diapozitive la Albright în această după amiază, spuse ea. Galeria de artă Albright, o clădire albă în stil clasic din parcul Delaware, era una dintre cele mai importante instituții culturale din Buffalo. Gas crescuse înconjurat de tablouri renascentiste și îi plăceau în mod deosebit portretele lui Tizian, dar nu era foarte interesat să meargă la o prelegere. Totuși, era exact genul de eveniment la care participau de obicei tinerii în stăriția orașului, așa că reprezenta un bun prilej să renoiască vechile prietenii. Albright era aproape de Delaware Avenue, intră în atriul cu coloane și se așeză. După cum se așteptase, era un public și câțiva oameni pe care îi cunoștea. Lângă el stătea o fată nespus de frumoasă care îi se părea cunoscută. Îi zâmbi ușor, iar i-a rostit surzătoare. Ați uitat cine sunt? Nu-i așa, domnule Deor? El bâlgui. Am fost plecat din oraș o bună bucată de vreme." Sunt Olga Vialov." Îi întinse o mână într-o mânușă albă. Desigur, spuse el. Tatăl ei era un imigrant rus. A cărui primă slujbă fusese să dea afară bețivii dintr-un bar de pe Canal Street. Acum toată strada era a lui. Era consilier local și un sprijin pentru Biserica Ortodoxă Rusă. Gas o întâlnise pe Olga de câteva ori, deși nu și-o amintea atât de fermecătoare. Poate că dintr-o dată crescuse sau ceva de acest gen. Avea vreo 20 de ani, ghici el. Pielea palidă și ochii albaștri și purta o jachetă roz cu gulerul ridicat și o pălărie cloș cu flori roz de mătase. Am auzit că lucrați pentru președinte, continuă ea. Ce părere aveți despre domnul Wilson? Îl admire enorm, îi răspunse gas. Este un politician pragmatic care nu a renunțat totuși la idealurile sale. Ce incitant trebuie să fie să te afli în centrul puterii? Este incitant, dar în mod ciudat? Nu ai deloc senzația că te afli în centrul puterii. Într-o democrație, președintele este supusul alegătorilor. Dar sunt convinsă că nu face doar ce dorește publicul. Nu, nu tocmai. Președintele Wilson este de părere că un lider trebuie să se poarte cu opinia publică așa cum se poartă un marinar cu vântul, folosindu-l ca să cârmească corabia într-o parte sau în alta, fără a încerca vreodată să meargă împotriva sa. Ia oftă! Mi-ar fi plăcut nespus să studiez aceste lucruri, dar tatăl meu nu m-a lăsat să merg la facultate. Gas râse. Probabil crede că ați învățat să fumați țigări și să beți gin. Și chiar mai rău de atât îmi închipui, zise ea. Era o remarcă riscantă pentru o femeie necăsătorită, iar surpriza pe semne că îi se citise pe chipul lui Gas, fiindcă ea adăugă. Iertați-mă, v-am șocat. Deloc. De fapt, era captivat de ea. Ca să o facă să vorbească în continuare, el spuse Ce ați dori să studiați dacă ați putea merge la facultate? Istoria, cred. Iubesc istoria. Vă interesează o anume perioadă? Aș vrea să-mi înțeleg trecutul. De ce a trebuit tatăl meu să plece din Rusia? De ce este America atât de bună? Trebuie să existe motive pentru asemenea lucruri. Exact. Gas era încântat că o fată atât de frumoasă îi împărtășea curiozitatea intelectuală a avut o viziune subită cu ei doi căsătoriți, stând în garderoba ei după o petrecere, vorbind despre afacerile externe în timp ce se pregătesc să se bage în pat, el în pijama, urmărind-o în vreme ce ea îi scoate fără grabă bijuteriile și hainele. Apoi îi surprinse privirea și a avut senzația că ea ghicise ce trecea lui prin cap, ceea ce îl făcu să se simtă stânjenit. Căută ceva de spus, dar descoperi că rămăsese fără glas. Apoi sosi lectorul și publicul se cufundă în tăcere. Îi plăcu prelegerea mai mult decât se așteptase. Vorbitorul făcuse copii color autocrom după câteva dintre pânzele lui Tițian și diapozitivul le proiecta pe un ecran mare și alb. După ce se isprevi totul, vrut să mai discute cu Olga, însă fu un piedicat. Chuck Dixon, un tip pe care îl știa de la școală, veni lângă ei. Chuck avea un farmec detașat pe care gas îl invidia. Erau de -o seamă, având 25 de ani, dar cea că îl făcea pe gaz să se simtă ca un școlar stângaci. Olga, trebuie să-l cunoști pe vărul meu rostiel jovial. Se tot holbează la tine din partea cealaltă a încăperii. Îi surâse amabil lui Gas. Iartă-mă că te privezi de o companie atât de fermecătoare de ori, dar nu poți să o ai toată după amiaza numai pentru tine. O cuprinse cu brațul de mijloc pe Olga și o lua de lângă Gas. El se simține fericit. Se înțelegea atât de bine cu ea. Pentru Gas, primele conversații cu o fată erau de obicei cele mai grele, dar cu Olga, cuvintele îi veneau ușor. Și acum, Chuck Dixon, care fusese mereu la coada clasei, i-o suflase la fel de ușor cum ei o băutură de pe tava unui chelner. În vreme ce Gas se uita după cineva cunoscut, se apropie de el o fată cu un singur ochi. Prima oară când o întâlnise pe Rosa Hellman. La un dineu caritabil organizat pentru orchestra simfonică din Bafalon care cânta fratele ei, i se păruse că-i face cu ochiul. De fapt, ea avea un ochi închis în permanență. Avea trăsături frumoase altminteri, ceea ce îi scotea și mai mult în evidență acest defect. Mai mult, se îmbrăca mereu cu stil oarecum sfidător. Astăzi purta o pălărie elegantă de paie și reușea să arate chiar drăguț. Când o văzuse ultima oară, ea era redactor la un ziar radical mărunt numit Buffalo Anarchist, așa că Gas îi zise. Anarhiștii sunt interesați de artă? Acum lucrez la Evening Advertiser, răspunse ea. Asta îl surprinse pe gas. Și redactorul știe despre vederile tale politice? Vederile mele nu mai sunt atât de extreme ca altădată, însă da, știe despre trecutul meu. Probabil s-a gândit că dacă ai putut face un ziar anarhist să aibă succes, Înseamnă că ești pricepută. Zice că mi-a dat slujba pentru că am mai mult sânge în instalație decât oricare dintre bărbații din redacție. Gaz știa că ei îi place să șocheze, dar chiar și așa, tot rămase cu gura căscată. Rosa râse. Și totuși, încă mă trimite să fac reportaje la expoziții de artă și spectacole de modă. Schimba apoi subiectul: Cum este să lucrezi la Casa Albă? Gas era conștient că orice ar fi spus putea să apară în ziarul ei. Ne mai pomeni de incitant, răspunse el. Cred că Wilson este un președinte grozav. Poate cel mai mare pe care l-am avut vreodată. Cum pot spune una ca asta? Este pe punctul de a ne implica într-un război european. Atitudinea Rosei era răspândită în cadrul etnicilor germani, care vedeau lucrurile din punctul de vedere al Germaniei firește și printre stângiști, care voiau să-l vadă învins pe țar. Totuși, foarte mulți oameni, care nu erau nici germani, nici stângiști, adoptau aceeași perspectivă. Gas răspunse precaut. Când submarinele germane ucid cetățeni americani, președintele nu poate... Fu cât pe ce să spună să închidă ochii. Șovăi se înroși și zise. Să ignore asta. Ea nu păru să-i bage de seamă stânjeneala. Dar, britanicii au instituit o blocadă asupra porturilor germane, încălcând dreptul internațional. Și, drept urmare, femeile și copiii din Germania mor de foame. Între timp, războiul din Franța a ajuns într-un punct mort. Niciuna dintre părți nu și-a schimbat poziția cu mai mult de câțiva metri în ultimele șase luni. Germanii trebuie să scufunde vasele britanice, altminte vor pierde războiul. Ea cunoștea în amănunt complexitățile situației. Era motivul pentru care lui Gas îi plăcuse întotdeauna să discute cu ea. Am studiat dreptul internațional, rosti el. Din punct de vedere tehnic, britanicii nu acționează ilegal. Blocadele navale au fost interzise prin declarația de la Londra din 1909, însă aceasta nu a fost ratificată niciodată. Ea nu se lăsă dusă de nas. Lasă chichițele juridice, Germanii i-au avertizat pe americani să nu călătorească pe navele de linie britanice. Au dat și anunț în ziare pentru Dumnezeu. Ce altceva să mai facă? Imaginează-ți că am fost în război cu Mexicul și Lusitania ar fi fost o navă mexicană ce transporta armament cu care ar fi fost omorâți soldați americani. Oare am fi lăsat-o să treacă? Era o întrebare bună și Gas nu avea niciun răspuns rezonabil. Zise. Ei bine, Secretarul de stat Brian a fost de acord cu dumneata. William Jennings Bryan demisionase în semn de protest față de nota trimisă de Wilson germanilor. El a considerat că nu ar fi fost necesar decât să-i avertizăm pe americani să nu călătorească cu navele națiunilor combatante. Rosa nu avea de gând să-l lase să scape cu una, cu două, așa că spuse. Brian a înțeles că Wilson și-a asumat un risc prea mare. Dacă germanii nu o lasă mai moale acum, nu prea mai putem evita războiul cu ei. Gas nu avea de gând să recunoască în fața unei jurnaliste că îi împărtășea temerile. Wilson ceruse ca guvernul german să dezavueze atacurile asupra vaselor comerciale, să plătească daune și să prevină orice alt asemenea act pe viitor, cu alte cuvinte, să le lase britanicilor libertate pe mare, acceptând totodată ca navele germane să rămână prizoniere în porturi din cauza blocadei. Era greu de crezut că exista vreun guvern care ar fi acceptat asemenea solicitări. Însă opinia publică aproba acțiunile președintelui. Opinia publică se mai poate înșela uneori, dar președintele nu poate să o ignore. Uite cei! Wilson merge pe sârmă. Vrea să ne țină în afara războiului, dar nu vrea ca America să pară slabă în ochii diplomației internaționale. Cred că pe moment a nimerit echilibrul perfect. Dar pe viitor. Aceasta era o întrebare îngrijorătoare. Nimeni nu poate prezice ce ne rezervă viitorul, replică Gas. Nici măcar președintele Wilson. Iar râse. Un răspuns de politician. O să ajungi departe la Washington. Cineva îi se adresă, iar ea îi întoarse spatele. Gas trecut mai departe, simțindu-se ca și cum ar fi fost într-o partidă de box ce se terminase nedecis. O parte a publicului fu invitată să ia ceaiul cu lectorul. Gaz se numără printre privilegiați, fiind un sponsor al muzeului. O lăsă pe Rosa și se îndreptă spre o încăpere retrasă. Când intră, fu încântat să o zărească acolo pe Olga. Fără îndoială că și tatăl ei dona bani muzeului. Își lua o ceașcă de ceai și se apropie de ea. Dacă ajungeți vreodată la Washington, mi-ar face plăcere să vă prezint Casa Albă. rosti el. O, oh, ați putea să mă prezentați și președintelui? Ar fi vrut să spună da, orice, însă a avut rețineri să-i promită ceva ce ar fi putut să nu depindă de el. Probabil, zise el. Depinde cât de ocupat va fi la momentul respectiv. Când trece la mașina de scris și începe să redacteze discursuri sau comunicate de presă, nimeni nu mai are voie să-l deranjeze. Am fost foarte tristă când am auzit despre moartea soției dumnealui, spuse Olga. Ellen Wilson murise cu aproape un an în urmă, la scurt timp după izbucnirea războiului din Europa, Gas în cuvință. A fost devastat, dar am auzit că îi face deja curte unei văduve înstărite. Gas fu pus în încurcătură. Toată lumea de la Washington știa că Wilson se îndrăgostise pătimaș ca un băiețandru, la numai 8 luni de la moartea soției sale, de devoluptoasa doamnă Edith Galt. Președintele avea 58 de ani, iar iubita sa 41 chiar atunci se aflau împreună în New Hampshire. Gas era unul dintre puținii oameni care știau și că Wilson o ceruse în căsătorie cu o lună în urmă, însă doamna Galt nu îi dăduse încă niciun răspuns. Îi zise Olgăi, Cine v-a spus asta? Este adevărat? Dorea cu disperare să o impresioneze cu secretele pe care le știa, dar izbuti să reziste ispitei. Nu pot vorbi despre asemenea lucruri, spuse el fără tragere de inimă. Oh, ce dezamăgitor! Speram că o să-mi dezvăluiți puțin din bârfele din interior. Îmi pare rău că v-am dezamăgit. Stați liniștit. Îi atinse brațul, făcându-l să se înfioare de parcă ar fi fost curentat. Organizez un meci de tenis mâine după amiază, zise ea. Jucați cumva? Gas avea brațe și picioare lungi și era un jucător destul de bun. Da, spuse el. Îmi place mult tenisul. Deci veniți? Mi-ar face mare plăcere, răspunse el. 3. Le învăță să conducă într-o singură zi. Îi mai luă vreo două ore să deprindă și cealaltă competență principală a unui șofer, schimbarea cauciucurilor sparte. Până la sfârșitul săptămânii putea să facă și plinul să schimbe uleiul și să regleze frânele. Dacă mașina nu pornea, știa că trebuie să verifice dacă nu cumva bateria este descărcată sau dacă țeava de aspirat benzina nu este blocată. Caii erau mijlocul de transport al trecutului, îi zisese Joseph Vialov. Grăjdarii erau plătiți prost, erau o grămadă. Șoferii erau mai rari și câștigau salarii mari. Pe deasupra, Vialov voia să aibă un șofer destul de dur, astfel încât să poată face și pe garda de corp. Mașina lui Vialov era un Packard Twin Six, nou nouț, o limuzină cu șapte locuri. Ceilalți șoferi erau impresionați. Modelul fusese lansat abia cu câteva săptămâni în urmă și motorul său de 12 cilindri era invidiat până și de șoferii de Cadillac V8. Lev nu se prea dădea în vânt după vila ultramodernă a lui Vialov. I se părea că arată ca un staul imens de oi. Era lungă și joasă, cu streșini larg la acoperiș. Grădinarul șef îi spusese că era o casă de preerie construită după ultima modă. Dacă aș avea o casă atât de mare, eu aș vrea să arate ca un palat, zisese Lev. Se gândi să-i scrie lui Grigori și să-i povestească totul despre Bafalo, despre slujbă și mașină, însă ezită. Ar fi vrut să-i spună că pusese bani deoparte pentru biletul lui, dar de fapt nu economisise nimic. După ce avea să strângă ceva bănuți, îi va scrie, își jură el. Grigori nu-i putea scrie pentru că nu știa adresa lui Lev. Familia Vialov era compusă din trei persoane. Joseph, soția sa Lena, care vorbea foarte rar, și Olga, o fică frumușică de -o seamă cu Lev cu o privire îndrăzneață. Joseph era atent și curtenitor cu soția sa, deși își petrecea majoritatea serilor în compania tovarășilor săi. Era afectos cu fica sa, deși foarte sever. Venea adeseori acasă la amiază ca să ia prânzul cu Lena și cu Olga. După prânz, el și Lena trăgeau un pui de somn. În timp ce le va aștepta să l ducă pe Joseph înapoi în centru, vorbea uneori cu Olga. Ei îi plăcea să fumeze ceva cu totul interzis de tatăl său, care ținea neapărat ca ea să fie o domnișoară respectabilă și să se căsătorească cu cineva din elita socială din Buffalo. Erau câteva locuri pe proprietate unde Joseph nu se ducea niciodată și garajul se număra printre acestea, așa că Olga venea acolo să fumeze. Se așeza cu rochea ei de mătase pe bancheta din spate a mașinii pe căptușa la nouă din piele, iar Lev se rezema de ușă cu piciorul pe treapta mașinii și vorbea cu ea. Era conștient că arăta chipeș și în uniforma sa de șofer și își purta șapca dată pe spate descoperi în curând că modul în care îi puteai face olga pe plac era să o complimentezi pentru apartenența ei la înalta societate. Îi plăcea la nebunie să îi se spună că merge ca o prințesă, că vorbește ca o soție de președinte și că se îmbracă precum o pariziană de familie bună. Era o snoabă, la fel ca tatăl ei. De cele mai multe ori, Joseph era un bătăuș și un dur, Însă Lev observă că devenea manierat aproape respectos atunci când discuta cu oamenii de rang înalt, precum președinții de bancă și congresmenii. Lev intui câte ceva și în curând o descifră pe Olga. Ea era o fată bogată, ținută din scurt, care nu putea da frâu liber impulsurilor sale romantice și sexuale firești. Spre deosebire de fetele pe care le cunoscuse Lev în mahalalele din Sankt Petersburg, Olga nu se putea furișa ca să se întâlnească cu vreun băiat la Amurg, pe care să-l lase să o pipăie în întunericul unei uși de prăvălie. Avea 20 de ani și era virgină. Era foarte posibil ca nici măcar să nu fi fost sărutată vreodată. Le urmări meciul de tenis de la distanță, desfătându-și privirea cu trupul puternic și zvelt al olgăi, precum și cu felul în care sânii se mișcau pe sub bumbacul ușor al rochiei, în timp ce zburda pe teren. Juca împotriva unui bărbat foarte înalt, în pantaloni albi de flanel. Lev simțea că îl știe de undeva. Privindul mai atent, își aminti în cele din urmă unde îl mai văzuse, la uzina Putilov. Lev îl ușurase de un dolar și Grigori îl întrebase dacă Joseph Vialov chiar era un om important în Buffalo. Cum îl chema oare? Era numele unei mărci de whisky, Dewar, ăsta era, Gas Dewar. Un grup de vreo șase tineri urmăreau meciul. Fetele erau îmbrăcate în rochii strălucitoare de vară, iar bărbații purtau pălării de paie. Doamna Vialov privea de sub umbrela sa de soare cu un surâs mulțumit. O cameristă în uniformă îi servea cu limonadă. Gaz de ori o învinse pe Olga și părăsiră terenul. Locurile lor fură luate imediat de un alt cuplu. Îndrăzneață, Olga acceptă o țigară de la adversarul ei. levul urmări cum i-o aprinde. Tânja să fie în locul lor, jucând tenis în haine frumoase și bând limonadă. O lovitură puternică trimise mingea în direcția lui. El o ridică și în loc să o arunce înapoi, se duse până la teren și o dădu unuia dintre jucători. Se uită la Olga. Aceasta era cufundată într-o conversație cu Dewar, fermecându și flirtând cu el, așa cum făcea și cu Lev în garaj. Simți un jung de gelozie și vrut să-l pognească în gură pe tipul înalt. Surprinse privirea Olgăi și îi oferi cel mai fermecător zâmbet de care era în stare, însă ea se uită în altă parte fără să-l bage în seamă. Ceilalți tineri îl ignorau complet. Era perfect normal, își zise el. O fată putea fi prietenoasă cu șoferul atunci când fuma în garaj, pentru ca apoi să-l trateze ca pe o piesă de mobilier când se afla în compania prietenilor săi. Chiar și așa, se simțea rănit în orgoliu se întoarse cu spatele și îl văzu pe tatăl ei venind spre terenul de tenis, pe aleea cu pietriș. Vialov era îmbrăcat de afaceri într-un costum de plimbare cu vestă. Venise să-i salute pe oaspeții ficei sale înainte de a se întoarce în centru. Ghici Lev. Din clipă în clipă, avea să o vadă pe Olga fumând și atunci chiar că avea să fie groasă treaba. Lev avu un moment de inspirație. Din doi pași ajunse lângă locul în care se afla Olga, și cu o mișcare iute își făcă aprinsă dintre degetele ei. Hei, protestă ea. Gaz de ori se încruntă și spuse. Ce n-ai bate apucat? Lev se întoarse cu spatele punându-și țigara între buze. O clipă mai târziu via lovul Ce cauți aici? Rosti el supărat. Scoate mașina din garaj. Da, domnule, spuse imediat Lev. Și stinge țigara aia blestemată când vorbești cu mine. Lev stinse țigara și puse chiștocul în buzunar, îmi pare rău, domnule Vialov. Nu știu ce a fost în capul meu. Ai grijă să nu se mai întâmple. Desigur, domnule. Acum șterge-o de aici. Lev plecă în grabă, apoi se uită peste umăr. Tinerii săriseră în picioare, iar Vialov dădea mâna cu toți foarte jovial. Olga, cu o înfățișare vinovată, își prezenta prietenii. Fusese cât pe ce să fie prinsă. Dădu ochii cu Lev și îi aruncă o privire recunoscătoare. Le voi face cu ochiul și merse mai departe. 4. În salonul ursulei de se aflau puține ornamente, toate prețioase dintr-o diversitate de motive. Un cap de marmură sculptat de Eli Nedelman, o primă ediție a Bibliei de la Geneva, un singur trandafir într-o vază de sticlă șlefuită și o fotografie înrămată a bunicului ei, care deschisese unul din primele magazine universale din America. Când Gas intră în cameră la ora 6, ea era îmbrăcată într-o roche de seară din mătase, citind un roman nou intitulat Soldatul cel Bun. Cum este cartea? O întrebă el. Este nemaipomenit de bună, deși am auzit că, în mod paradoxal, autorul este un bădăran fără pereche. El îi pregăti un cocktail, cum îi plăcea ei, cu biter și fără zahăr. Era agitat. La vârsta mea nu ar trebui să mai fie frică de mama, se gândi el însă ea putea fi extrem de critică uneori. Îi dădu băutura. Mulțumesc, zise ea. Sper că te bucuri de această pauză de vară. Foarte mult. M-am temut că până acum vei fi arzând de nerăbdare să te întorci în tumultul Washingtonului și al casei albe. Și gas se așteptase la asta. Însă vacanța îi adusese plăceri neașteptate. Mă voi întoarce de îndată ce revine președintele, însă între timp mă distrez de minune. Crezi că Woodrow o să declare război Germaniei? Sper că nu. Germanii sunt dispuși să dea înapoi, dar vor ca americanii să oprească vânzările de arme către aliați. Și le vom opri? Ursula era dintr-o familie de germani, la fel ca jumătate din populația orașului Buffalo, dar când spunea noi se referea la America. În niciun caz. Fabricile noastre fac prea mulți bani din comenzile britanicilor. Deci s-a ajuns într-un impas? Încă nu, încă mai dansăm unul în jurul celuilalt. Între timp, ca pentru a ne reaminti presiunea pusă pe țările neutre, Italia s-a alăturat aliaților. Și asta va face diferența? Nu, nu va fi suficient. Gastrase adânc aer în piept și adăugă: Am jucat tenis la reședința familiei Vialov în această după-amiază, rosti el. Tonul său nu suna nepăsător cum sperase. Ai câștigat dragule? Da, au o casă de preerie. Este impresionantă. Vai ce nu vor ieși din partea lor. Cred că și noi am fost cândva, nu vor ieși cândva, nu-i așa? Poate atunci când și-a deschis bunicul banca? Mi se pare obositor când te aud vorbind ca un socialist angus. Chiar dacă știu că nu crezi ce spui. Sorbi din băutură și adăugă. Mmm, este perfectă. Gas inspira adânc și spuse. Mamă, faci ceva pentru mine? Desigur, dragule, dacă pot. Nu o să-ți placă. Ce este? Vreau să o inviți pe doamna Vialov la cei. Mama lui lăsă băutura jos încet și cu grijă. Înțeleg, spuse ea. Nu ai de gând să mă întrebi care e motivul? Știu motivul, spuse ea. De fapt, există un singur motiv posibil. Le-am cunoscut fica. Este răpitor de frumoasă. Să nu fi nepoliticoasă. Vialov este unul dintre oamenii de seama ai orașului și este foarte bogat. Iar Olga este un înger sau, dacă nu un înger, măcar o creștină. Vialovii sunt ruși ortodoxi, zise Gas. Măcar să dau toate cărțile pe față, se gândi el. Obișnuiesc să meargă la biserica sfinților Petru și Pavel de pe Ideal Street. De ori erau episcopaliști, măcar nu sunt evrei. Slavă Domnului! Mama lui se temuse cândva ca Angus s-ar fi putut căsători cu Rachel Abramov, de care îi plăcuse enorm, dar pe care nu o iubise niciodată. Și bănuiesc că pot fi recunoscătoare, și pentru că Olga nu este o vânătoare de zestre. În niciun caz. Cred că Vialov este mai bogat decât tata. Iar eu sunt sigură că nu am nici cea mai vagă idee. Femeile ca Ursula nu trebuiau să știe de bani. Gas bănuia că ele știau până la ultima centimă suma netă pe care o dețineau soții lor, dar erau nevoite să pretindă că sunt neștiutoare. Constată că nu se opunea atât de tare precum se temuse el. De deci ce ai să o faci? Întrebă el tulburat. Bineînțeles. Îi voi trimite doamnei Vialov un bilețel. Gas era încântat, dar fu cuprins imediat de o nouă teamă. Ai grijă. Nu-ți invita prietenele snoabe ca să o facă pe doamna Vialov să se simtă inferioară. Eu nu am prietene snoabe. Această remarcă era mult prea ridicolă ca să fie băgată în seamă. Invit-o pe doamna Fischer. Ea este amabilă. Și pe mătușa Gertrud. Bine. Îți mulțumesc, mamă! Gaz simți o mare ușurare, de parcă tocmai supraviețuise unei ordalii. Știu că Olga nu este mireasa pe care ai visat-o pentru mine, dar sunt convins că o vei îndrăgi cât se poate de repede. Dragul meu, fiu, ai aproape 26 de ani. Acum 5 ani, poate că aș fi încercat să te fac să renunți la ideea căsătoriei cu fica unui afacerist dubios, însă, în ultima vreme, am început să mă întreb dacă voi avea vreodată nepoți. Dacă mai anunța acum că vrei să te căsătorești cu o chelneriță poloneză divorțată, mă tem că prima mea grijă ar fi să aflu dacă este destul de tânără ca să-ți facă copii. Nu te pripi. Olga nu a acceptat încă să se căsătorească cu mine. Nici măcar nu am întrebat-o. Cum ți-ar putea rezista? Se ridică în picioare, îl sărută și adăugă. Și acum pregătește mincă un pahar. 5. Mi-ai salvat viața, îi zise Olga lui Lev. Tata m-ar fi omorât. Lev rânji. L-am văzut venind așa că a trebuit să reacționez repede. Îți sunt atât de recunoscătoare, rosti Olga apoi îl sărută pe buze. Asta îl lua prin surprindere. Ea se trase însă de lângă el înainte să apuce să profite de ocazie, dar el își dădu seama imediat că relația lor se schimbase din temelii. Se uită neliniștit prin garaj, dar erau singuri. Ea scoase un pachet de țigări și își băgă una între buze. El i-o aprinse, imitând gestul lui gaz de din ziua precedentă. Era un gest intim care obliga femeia să își coboare capul și îi îngăduia bărbatului să se holbeze la buzele ei. Era romantic. Ea se lăsă pe spate pe bancheta mașinii și îi suflă fumul. Levi intră în mașină și se așeză lângă ea. Ea nu protestă. Își aprinse și el o țigară. Rămaseră o vreme în penumbră, fumul lor amestecându-se cu mirosul de benzină, de piele și cu parfumul floral al olgăi. Ca să rupă tăcerea, Lev zise, Sper că ți-a plăcut meciul de tenis." Ea oftă. Toți băieții din oraș se sperie de tata. Au impresia că o să-i împuște dacă îndrăznesc să mă sărute. Și o să-i împuște? ea râse. Probabil. Eu nu mă tem de el. Nu era tocmai adevărat. De fapt, nu era vorba că lui Lev nu era teamă, doar că el își ignora temerile, sperând întotdeauna că va scăpa cumva bazma curată din toate belelele. Însă ea nu părea să-l creadă. Serios? de -aia m-a angajat. Nici asta nu era tocmai adevărat. Poți să-l întrebi. Poate că o să-l întreb. Gaz de ori chiar te place. Tatăl meu ar fi încântat dacă m-aș căsători cu el. De ce? Este bogat, Familia lui face parte din vechea aristocrație din Buffalo, iar tatăl lui este senator. Și tu faci mereu ce vrea tăticul?" Ea trase gânditoare din țigară. Da," spuse ea, scoțând fumul din piept. Lev zise, Îmi place să-ți privesc buzele când fumezi." Ea nu-i răspunse, dar îl privi cu o curiozitate nemascată. Lev lua asta drept o invitație și o sărută. Ea gemu înfundat și îl împinse slab cu mâna în piept însă niciunul dintre protestele ei nu era serios. El a zvârlit țigara afară din mașină și îi puse mâna pe sân. Iar îl apucă de încheietură, părând că vrea să-i dea mâna la o parte, însă nu făcut decât să-i o apese mai tare de pielea sa moale. Lev îi atinse buzele închise cu limba. Ea se trase înapoi și îl privi speriată. El își dădu seama că ea nu știe să sărute așa. Chiar nu avea experiență. Este în regulă, îi zise el. Ai încredere în mine iar și-a zvârlit țigara, îl trase mai aproape și îl sărută cu gura deschisă. După aceea, totul se desfășură cu repeziciune. În dorința ei se simțea nu numai disperare, dar și insistență. Lev fusese cu mai multe femei și credea că e mai înțelept să le lași pe ele să stabilească ritmul. O femeie ezitantă nu putea fi zorită, iar una nerăbdătoare nu trebuia stăvilită. Când ajunse la chiloții Olgăi și mângâie movilița moale a sexului ei, ea se excita atât de tare încât gemu pătimaș. Dacă era adevărat că ajunsese la vârsta de 20 de ani fără să fie sărutată de vreunul dintre băieții sfioși din Buffalo, trebuie că acumulase multă frustrare. Realiză el. Ea își ridică șoldurile arzând de nerăbdare ca el să-i dea jos chiloții. Când o sărută între picioare, ea scăpă un strigă de șoc și de excitare. Sigur era virgină, dar el era mult prea încins ca să se mai gândească la asta. Ea se întinse pe spate, cu un picior pe banchetă și cu celălalt pe podea, cu fusta trasă până la brâu și cu coapsele depărtate pentru el. Avea gura între deschisă și respira sacadat. Îl urmări cu ochii mari când se descheie la pantaloni. El o penetră cu grijă, știind cât de ușor era să rănești o fată acolo, însă ea îi prinse șoldurile și îl trase spre ea cu nerăbdare, de parcă s-ar fi temut că o să rateze în ultimul moment ceea ce își dorea cu atâta ardoare. El simți membrana virginității ei rezistându-i o clipă, apoi rupându-se cu ușurință, provocându-i doar un ignet înfundat, ca o urmă de durere ce trecuse la fel de repede precum venise. Începu să se miște în propriul ei ritm și din nou el o lăsă pe ea să preia controlul, simțind că răspunde unei chemări ce nu putea fi înfrântă. Asta îl incită mai mult ca niciodată. Unele fete erau pricepute, altele erau inocente, dar gata să-i facă pe plac, iar altele aveau grijă să-și satisfacă bărbatul înainte de a atinge propriul lor orgasm. Însă Lev nu mai întâlnise niciodată o nevoie atât de neprefăcută ca cea a Olgăi și asta îl ațăța peste măsură. El rezistă cât de mult putu, apoi Olga strigă cu putere, iar el îi puse o mână peste gură ca să înnăbușe sunetul. Ea se zvârcoli sub el ca un ponei nărăvaș, apoi își îngropă fața în numărul lui cu un strigăt înăbușit ajunse la orgasm și el o urmă o clipă mai târziu. După câteva momente, Lev se ridică de deasupra ei și se așeză pe podeaua mașinii. Ea rămase nemișcată, gâfâind. Niciunul dintre ei nu scoase o vorbă vreme de un minut. În cele din urmă, ea se ridică în capul oaselor. O, Doamne!" șoptia. Nu am știut niciodată că va fi așa. De obicei nu este așa," răspunse el. Urmă o pauză lungă de gândire, apoi i-a rostic, cu glas căzut. Ce-am făcut? El nu-i răspunse. Ea își ridică de pe jos lenjeria și se îmbrăcă. Rămase nemișcată încă o clipă trăgându-și sufletul, apoi ieși din mașină. Lev o privi așteptând ca ea să spună ceva, însă ea nu scoase nicio vorbă. Porni spre ușa din spatea garajului, o deschise și ieși, însă se întoarse a doua zi. 6. Edith Galt acceptă propunerea de căsătorie a președintelui Wilson pe 29 iunie. În iulie, președintele reveni pentru o vreme la Casa Albă. Trebuie să mă întorc la Washington pentru câteva zile, îi spuse Gas Olgăi în timp ce se plimbau prin grădina zoologică din Buffalo. Pentru câte zile? Pentru cât va avea nevoie de mine președintele? Ce palpitant! Gas în cuvință, este cea mai bună slujbă din lume. Deși asta înseamnă că nu sunt propriul meu stăpân. Dacă va escalada criza cu Germania, s-ar putea să treacă mult timp până mă voi întoarce în Buffalo. O să ne fie dor de tine. Și mie o să-mi fie dor de tine. Am fost atât de apropiați de când m-am întors. Se plimbaseră cu barca pe lacul din parcul Delaware și se scăldaseră în Crystal Beach. Urcaseră pe râu cu vaporul cu aburi până la Niagara și traversară lacul până în partea canadiană. Jucaseră tenis din două în două zile, mereu cu un grup de tineri prieteni, supravegheați de cel puțin o mamă grijulie. Astăzi era doamna Vialov cu ei, mergând la câțiva pași în spate și vorbind cu Jack Dixon. Gas continuă. Mă întreb dacă îți dai seama cât de mult îmi vei lipsi. Olga surâse, dar nu răspunse. Gas zise. A fost cea mai fericită vară din viața mea. Și dintr-a mea, rosti ea, învârtindu-și umbrela de soare cu picățele roșii și albe. Asta îl încântă pe gaz, deși nu era foarte sigur dacă ea era fericită datorită companiei lui. Încă nu o citise pe deplin. Ea părea mereu bucuroasă să îl vadă și discuta cu el cu mare plăcere ore în șir. Însă el nu observase nicio urmă de emoție, niciun semn conform căruia sentimentele ei față de el ar fi fost mai degrabă pasionale decât de prietenie. Desigur, nicio fată respectabilă nu ar fi trebuit să dezvăluie astfel de semne, cel puțin nu înainte de logodnă. Însă chiar și așa, Gaz se simțea dezorientat. Poate că asta făcea ca atracția pe care o simțea față de ea să fie și mai irezistibilă. El își amintea cu însuflețire felul în care Caroline îi comunicase cât se poate declar nevoile ei. Se gândea mult la Caroline. Era singura femeie pe care o iubise până atunci. Dacă ea îi putea spune ce voia, de ce nu putea și Olga să facă la fel? Însă, Carolin era o femeie căsătorită, în vreme ce Olga era o virgină ce fusese crescută cu o mână de fier. Gas se opri în fața cuștii ursului și se uitară printre gratiile de oțel la un mic urs cafeniu, ce stătea pe vine și îi privea la rândul lui. Mă întreb dacă ar fi posibil ca toate zilele noastre să fie la fel de fericite ca aceasta, rosti Gas. De ce nu, spuse ea? Oare îl încuraja? O privi. Ea nu îi întoarse privirea uitându-se în continuare la urs. El îi studie ochii albaștri, curba moale a obrazului trandafiriu, pielea delicată a gâtului. Aș dori să fiu tițian, rosti el. Te-aș picta... Mama ei și Ceac trecură pe lângă ei lăsându-i în spate. Nu aveau să mai fie mai singuri de atât. Ea își întoarse în sfârșit privirea spre el, iar el crezu că observă în ochii ei un soi de cordialitate. Asta îi dădu curaj. Se gândi, dacă un președinte care a fost văduv mai puțin de un an poate să o facă, eu de ce n-aș putea? Îi spuse, te iubesc, Olga. Ea nu zise nimic, ci continuă să-l privească. El înghiții în sec. Din nou nu reușea să-i citească intențiile. Rosti, există vreo șansă... Aș putea spera să mă iubești și tu într-o zi? o privi intens, ținându-și răsuflarea. În acel moment, ea îi ținea viața în mâinile sale. Urmă o pauză îndelungată. Oare se gândea? Oare cântărea lucrurile? Sau doar ezita înainte de o decizie ce avea să-i schimbe viața? Într-un final ea a și răspunse. A, da! Lui pur și simplu nu-i venea să creadă. Serios? Iar se fericită. Serios! El îi luă mâna. Mă iubești? I-a dădu din cap. Trebuie să o spui. Da, Gas, te iubesc. El îi sărută mâna. Voi vorbi cu tatăl tău înainte să plec la Washington. Ea surâse. Cred că știu ce va spune. După aceea le vom putea spune tuturor. Da. Îți mulțumesc. Rosti el cu ardoare. M-ai făcut extrem de fericit. 7. Gaz trecu pe la biroul lui Joseph Vialov a doua zi dimineață și îi ceru permisiunea formală de a o cere în căsătorie pe fica sa. Vialov fu încântat. Deși era răspunsul la care Gaz se așteptase, se simți ușurat după ce îl auzi. Era acum în drum spre gară unde trebuia să prindă trenul spre Washington, așa că hotărâseră să sărbătorească de îndată ce avea să se întoarcă. Între timp, Gas era bucuros să lase planurile de nuntă în seama mamei lui Olga și a mamei sale. Când intră în gara centrală de pe Exchange Street cu pasul săltat, dădu peste Rosa Hellman care tocmai ieșea, purtând o pălărie roșie și ducând un mic bagaj pentru o noapte. Bună! O salută el. Pot să te ajut cu bagajul? Nu mulțumesc, este ușor, răspunse ea. Am fost plecată doar o noapte. Am fost pentru un interviu la radio. El ridică din sprâncene. Pentru un post de reporter? Da, și l-am obținut, Felicitări, iartă-mă dacă am părut surprins. Nu știam că angajează femei. Este neobișnuit, dar nu fără precedent. New York Times a angajat prima femeie reporter în 1869. O chema Maria Morgan. Și ce vei face? Voi fi asistenta corespondentului lor din Washington. Adevărul este că viața amoroasă a președintelui i-a făcut să creadă că au nevoie și de o femeie acolo. Bărbații pot rata cu ușurință poveștile de dragoste. Gaz se întrebă dacă ea pomenise cumva că este în relații amicale cu unul dintre asistenții apropiați ai lui Wilson. Presupuse că o făcuse. Reporterii nu se dădeau în lături de la nimic. Fără îndoială că asta o ajutase să obțină postul. Eu trebuie să mă întorc, îi zise. Înseamnă că ne vom vedea acolo. Așa sper. Am și eu câteva vești bune. Rosti el fericit. Am cerut-o de soție pe Olga Vialov, iar ea a acceptat. Urmează să ne căsătorim. Ea se uită lung la el, apoi spuse. Prostule, Gaz nu ar fi fost mai șocat nici dacă l-ar fi pălmuit. Rămase cu gura căscată holbându-se la ea. Prost a furisit ce ești. Zise ea, apoi plecă. 8. Încă doi americani muriră pe 19 august, când germanii torpilară un alt vas uriaș de linie britanic, arabic. Lui Gas îi era milă de victime, dar era și mai oripilat de gândul că America avea să fie tras inexorabil spre conflictul european. Simțea că președintele ajunsese la capătul răbdării. Gas voia să se căsătorească într-o lume a păcii și a fericirii. Era îngrozit de perspectiva unui viitor afectat de război, cu prăpădul, cruzimea și distrugerea aduse de acesta. La instrucțiunile lui Wilson, Gas le spuse câtorva reporter neoficial că președintele este pe punctul de a rupe relațiile diplomatice cu Germania. Între timp, noul secretar de stat, Robert Lansing, se străduia să ajungă la un anumit compromis cu ambasadorul german, contele Johann von Berstow. Lucrurile puteau lua o întorsătură urâtă, se gândi gas. Germania ar fi putut considera că Wilson blufează sfidându-l. Și atunci, ce ar mai fi putut face? Dacă nu făcea nimic, ar fi fost pus într-o lumină proastă. Îi zisese lui Gas că ruperea relațiilor diplomatice nu avea să ducă la război neapărat. Gas rămase cu sentimentul îngrozitor că practic criza scăpase de sub control. Însă Kaiserul nu își dorea un război cu America și, spre imensa ușurare a lui Gas, pariul lui Wilson fu câștigător. La sfârșitul lui August, germanii promiseseră să nu mai atace navele de pasageri fără avertisment. Nu era o asigurare complet satisfăcătoare, dar măcar puse capăt impasului. pasului. Ziarele americane, pierzând din vedere toate nuanțele, erau în extaz. Pe 2 septembrie, Gas îi citi triumfător lui Wilson un paragraf dintr-un articol laudativ din ediția ziarului Evening Post din New York. Fără să mobilizeze vreun regiment sau să strângă vreo flotă, prin insistența sa stăruitoare și neclintită în slujba binelui, el a făcut cea mai mândră, cea mai arogantă și cea mai bine înarmată națiune să se predea. Nu s-au predat încă, remarcă președintele. 9. Într-o seară de la sfârșitul lunii septembrie, le fu dus la depozit dezbrăcat până la piele și legat cu mâinile la spate. Apoi Vialov ieși din biroul său. Câine, urlă el. Câine turbacești. Ce Ce-am făcut? Întrebă Lev pe un ton rugător. Știi prea bine ce ai făcut, javră jegoasă, tună Vialov. Lev era îngrozit. Nu putea să scape bazma curată dacă Vialov nici măcar nu-l asculta. Vialov își scoase haina și își suflecă mânecile. Adumil, zise el. Norman Niel, contabilul lui uscățiv, intră în birou și se întoarse cu un cnut. Lev se holbă la el. Era modelul rusesc standard, folosit în mod tradițional pentru pedepsirea infractorilor. Avea un mâner de lemn lung și trei chinși din piele tăbăcită, care se terminau cu câte o bilă de plumb. Lev nu mai fusese biciuit niciodată, dar mai văzuse așa ceva. La țară era o pedeapsă comună pentru furturi mărunte sau adulter. În Sankt Petersburg, cnutul era adeseori folosit pentru deținuții politici. 20 de lovituri puteau schilo un om. O sută îl putea omorâ. Vialov, îmbrăcat încă în vesta sa cu de aur, ridică cnutul. Niel Chicoti. Ilia și Teo urmăreau scena cu interes. Lev se chirci, întorcându-se cu spatele și lipindu-se de o stivă de cauciucuri. Biciul șficui cu cruzime mușcând din gâtul și din numerii lui, iar el zbieră de durere. Vialov lovi din nou cu biciul. De această dată durerea fu și mai mare. Lui Lev nu-i venea să creadă cât de prost fusese. Și-o trăsese cu fica virgină a unui om puternic și violent. Ce naiba fusese în capul lui? De ce nu putea rezista niciodată ispitei? Vialov îl biciui din nou. De data aceasta, Lev se feri de cnut încercând să evite lovitura. Numai capetele chingilor îl atinseseră, însă tot se înfipseră agonizant în carnea lui, iar el urlă din nou de durere. Încercă să scape, dar oamenii lui Vialov îl împinseră la loc râzând. Vialov ridică biciul din nou, dădus să-l coboare, se opri la mijlocul loviturii când Lev se feri și abia apoi îl lovi. Picioarele lui Lev erau deja crestate și el își văzu sângele curgându-i din rând. Când Vialov lovit din nou cu biciul, Lev se a disperat într-o parte, împleticindu-se și prăbușindu-se pe podeaua de beton. În timp ce stătea pe spate, simțind cum îl lasă puterile, Vialov îl biciui pe burtă și pe coapse. Lev se rostogoli prea copleșit de durere și de groază ca să se mai poată ridica, însă cnutul nu se oprea niciun moment își adună energia rămasă ca să se ridice în genunchi ca un prunc, dar alunecă în propriul sânge și biciul îl lovi din nou. Nu mai urlă. Nu mai avea suflu. Vialov avea de gând să-l biciuiască până la moarte. Își dorea să se scufunde în uitare. Însă Vialov îi refuza această alinare. Aruncă cnutul gâfâind extenuat. Ar trebui să te omor, zise el după ce își trase sufletul. Dar nu pot. Leviera nedumerit. Zăcea într-o baltă de sânge privindu-și torționarul. Este însărcinată, prostivia lov. Printr-o pâclă de frică și de durere, le vă încercă să se gândească. Folosiseră prezervative. Le putei cumpăra din orice oraș american mare. Își puse mereu unul, cu excepția acelei prime dăți de sigur, când nu se așteptase la nimic și a dății în care ea îi arătase casa goală și o făcuseră pe patul cel mare din camera oaspeților și odată în grădină, după lăsarea întunericului, se întâmplase de câteva ori, realiză el. Trebuia să se căsătorească cu băiatul senatorului Deor, Lov. Iar Lev simțea mărăciunea și furia din vocea lui aspră. Nepotul meu ar fi putut ajunge președinte. Lui Lev îi era greu să mai gândească cum trebuie, dar își dădea seama totuși că nu nunta avea să fie contramandată. Gaz de ori nu avea să se căsătorească cu o fată însărcinată cu copilul altui bărbat, indiferent cât de mult ar fi iubit-o. Asta dacă nu. Levi buti să îngaine ceva vorbe. Nu este obligată să păstreze copilul. Sunt doctor chiar aici, în oraș. Vialov își făcă din nou cnutul, iar Lev se chid Vialov răgni. Nici măcar să nu te gândești la așa ceva. Este împotriva vrerii domnului. Le fuimit. În fiecare duminică conducea familia Vialov la biserică, dar crezuse că religia este doar o fățărnicie de-a lui Joseph. Omul trăia din necinste și violență. Și totuși, nici nu concepea să îi se pomenească de avort. Lev ar fi vrut să îl întrebe dacă biserica nu îi interzicea cumva și mituirea și baterea oamenilor. Vialov zise, îți închipui ce umilință îmi provoci? Toate ziarele din oraș au publicat știrea logotnei. Chipul îi se înroși și vocea ei se transformă într-un răget. Ce o să-i spun senatorului Dewar? Am rezervat până și biserica. Am angajat furnizori de mâncare. Invitațiile sunt la tipărit. Parcă o și văd pe doamna Dewar, târfaia bătrână și mândră râzând de mine cu mâna la gură. Și totul din cauza unui blestemat de șofer. Ridică cnutul din nou, apoi îl aruncă într-o parte cu un gest violent. Nu te pot ucide. se întoarse spre Teo. Duceți-l pe rahatul ăsta cu ochi la doctor, rosti el, să-l cârpească. O să se însoare cu fică mea.